Bună ziua, stimați telespectatori! Bine ați revenit la emisiunea noastră Relații de Parenting, așa cum v-am obișnuit. Am mai revenit din timpul lui liber să ne acorde iarăși o emisiune cu noi informații. Alexandru Antonie, bine ai revenit! Bine vă regăsesc! Iată, așadar, a rămas foaia cu desenul de săptămâna trecută și vrem să continuăm, pentru că sunt lucruri foarte importante pe care dumneavoastră cu siguranță le doriți ca informații și dacă vă rezonați cu ele și vă doriți să le și puneți în practică, pentru că, bineînțeles, Alexandru dă și soluții. Revin cu aceeași rugăminte ca la celelalte emisiuni, în penultima, de fapt, n-am specificat. Vă rog foarte frumos să vizualizați toate emisiunile de la prima până la ultima și, bineînțeles, vă rugăm să le dați mai departe ca aceste informații să meargă și să circule pentru fiecare dintre noi. Zic eu că sunt informații foarte utile și, dacă le punem în practică, ne vor schimba și viețile. Așadar, Alexandru, începem cu un bine ai venit și ce discutăm astăzi? Da, în emisiunea trecută am atins niște aspecte ce țin de apropo de întrebarea unei doamne sau unei telespectatori legat de sau mai mulți telespectatori legat de remedii homeopate, efectul lor, nu numai remediile homeopatice, ci și alți stimuli, ca să zic așa, dar în specific am vorbit despre remedii homeopate și rolul lor, care este un rol incredibil. Din perspectiva mea, remediile homeopate reprezintă cheia eliberării subconștientului prezent, trecut, viitor. Ok. Ceea ce e fabulos. Indiferent ce zic unii sau nu zic. În emisiunea de astăzi vom continua ceea ce am vorbit în emisiunea trecută. Și anume, am vorbit de faptul că noi ne aflăm aici, fac o mică recapitulare, în spate avem linia mamei, scuzați, linia tatălui, asta înseamnă că n-ai gene lungi, care fiecare aduc câte un aport în interiorul copilului. Spuneam la alte emisiuni anterioare că copilul este format din 50% contribuție, le spunem cu altă culoare să fie vizibil, 50% din ceea ce câmpul copilului, câmp copil, reprezintă 100% linia mamei. De asemenea, mai spuneam că 50% din câmpul copilului reprezintă 100% linia tatălui. Cu alte cuvinte, în momentul în care copilul coboară, spuneam că e un proces magic în care spermatozoidul și ovulul se întâlnesc, copilul care vine din alte planuri nu face altceva decât coboară în corpul de lumină și iubire, activează câmpul de familie, câmpul de celor doi care participă cu zestea lor genealogică sau genetică. În momentul acela se activează pe corpurile copilului anumite informații care îl lasă pe el să activeze, adică îi permit să manifeste un anumit potențial, să aibă o anumită fizionomie și toate cele. Da? Asta ce înseamnă? Că toată linia mamei, de la începutul și până în prezent, împreună cu toată linia tatălui, de la începutul și până în prezent, contribuie la ceea ce urmează să fie copilul. În momentul în care copilul intră aici, copilul devine ca un punct nodal. E ca și cum se conectează la tot ce urmează, toate firele viitorului prin ceilalți, toate firele prezentului, toate firele trecutului, da? Și spuneam la emisiunea trecută, copilul se conectează la tot ceea ce este. Partea interesantă este că în momentul în care un străbun de-al tău este conectat la cineva, are o relație cu cineva. Cu alte cuvinte, între ei există o relație. Pentru că dinamica de aici este identică cu dinamica de aici. Cu alte cuvinte, zestrea sau informația este aceeași. Cu alte cuvinte, este un câmp comun, informațional. Este ca și cum tu ești în relație cu el. Stai puțin să ne înțelegem. Este vorba de vreo relație extraconjugală? Nu. Nu? Și relații extraconjugale, dacă vrei să le consideri. Asta ce înseamnă? Un străbun de-al tău a avut o dinamică cu cineva. Da. Dar acest străbun transmite zestea lui genealogică, să zicem acum 4 generații, transmite zestea genealogică într-un câmp pe care, în care tu te
Afli în momentul ăsta. Afli în momentul ăsta. În momentul în care tu scoți pe din subconștient tot felul de informații, ajung la tine inclusiv tipurile de relații pe care el l-a avut cu terțul acesta. Cu alte cuvinte, e ca și cum tu ai relații cu terțul acesta. Da. Da? În momentul în care informația asta devine activă în subconștientul tău, în afara ta vei întâlni exact imaginea corespondentă de acolo. Fără să știi de unde și cum. Fără să știi. Astea sunt oglinzile seniene despre care se tot vorbește. Și te întreb, Doamne, de unde? De unde mi-a venit chestia asta? De ce s-a întâmplat asta? De unde? Ce mi-a venit omul ăsta să-mi facă mie chestia asta, că n-am avut nimic în viața asta? Așa. Uh-huh. Unii vin pe partea de minus, alții vin pe partea de plus. Sunt oameni care întâlnești și care joacă un rol activ în recunoașterea subconștientului pe linia asta. Sunt persoane care joacă un rol activ în recunoașterea de viitor, nu mai vorbesc, că complicăm deja lucrurile foarte tare. Da? Și atunci, oamenii pe care îi întâlnesc reprezintă modele de interacțiune dintre subconștientul meu, adică toți cei care participă într-un mod activ la subconștient, indiferent pe ce linie genealogică, cu toată creația. Adică cu ei înșiși, cu ceilalți plan de creație și Dumnezeu. Nimic nu e întâmplător. Și atunci, nimic nu e întâmplător. Cu alte cuvinte, este o imagine fidelă. Și atunci, dacă copilul tău întâlnește o situație la școală, dacă tu, ca și părinte, întâlnești o situație în viață, și spui, e un accident, sau este ceva nefast, sau este cineva te-a pedepsit, sau este un blestem, sau este pur și simplu imaginea trecutului. Sau imaginea viitorului. De viitor nu-l mai introducem, că devine deja foarte... Cum vindecăm? Înainte să o vindecăm, avem nevoie să înțelegem faptul că în momentul în care se întâmplă ceva în viața ta, pe plus sau pe minus, nu este ca și cum Dumnezeu a dat sau Dumnezeu a luat. Și asta o să o vedem la explicația următoare. Aici bați un apropo. Da. Bat tot timpul apropo. Așa, asta fac la, tot timpul asta, la mine personal. Asta fac coach. Bat apropo non-stop. În momentul în care, adică testează, să vedem unde anume răspunde. Dacă răspunde, e în regulă. Mergi pe filonul respectiv și descoperi care este trauma. De unde vine. Că asta facem ca facilitatori. De proces când vindecăm. Deci, eu am înțeles, în momentul în care mie mi s-a întâmplat și mi s-a întâmplat cu fiul meu, am spus, Doamne, mulțumesc, Tu mi l-ai dat și tot Tu mi l-ai luat. Ceea ce mi-ai răspuns Tu aici a fost pur și simplu ca un feedback la ceea ce am scris eu acolo și acum îmi explic ceea ce spui Tu. Ok, când o să mergem la următorul nivel, o să-ți înțelegi mai bine. Da? Ok. În momentul în care noi vorbim de această influență, vorbim de faptul că copilul meu interacționează și întâlnește oameni în afara familiei. Da? Eu sunt o persoană, să zicem, care am în valoare una anumită tipologie umană. Vine copilul meu, iese în afara casei și întâlnește alte tipologii umane. Intră în relație cu oameni cu care eu n-aș intra niciodată în relație. Intră în relație cu oameni atât pe plus cât și pe minus. Da? Nu contează că se duce în relație cu oameni care eu îi văd ca fiind superiori, sau intră în relație cu oameni pe care eu îi văd ca inferior. Indiferent în ce direcție merge, el, de fapt, nu face altceva decât împlinește întregirea imaginii subconștientului în exterior. Cu alte cuvinte, copilul meu, de ce zic copilul? Pentru că copiii sunt mai permisivi, ei permit să se întâlnească cu subconștientul, în diverse ipostaze. Ei își permit să intre în relație cu oamenii, își permit să respingă oamenii. Copilul tău poate să zică nu. Și sunt mai naturali. Și sunt mai naturali. Pe de aici vine naturalețea, de la permisivitatea expresiei. În momentul în care ei sunt naturali și permit acest lucru, el poate să zică, da, vreau, dar nu vreau. El poate să zică. Noi nu mai putem să facem. De ce nu putem noi să spunem nu vreau? Pentru că ne-am antrenat foarte mult să ne controlăm, astfel încât să ne potrivim cu imaginea pe care ne-am creat-o. El n-are o imagine de sine. Înțeles. Da? Decât după ce părintele i-a format o imagine de sine. Pentru cei care înțeleg, să se întoarcă la emisiunea cu imagine de sine versus stima de sine. Da. Da? În momentul în care copilul interacționează cu mediul exterior, întâlnește toate tipologiile umane sau, prin natura faptului că e deschis, la el poate să vină toată tipologia umană. Atâta vreme cât copilul păstrează deschis canalul și nu blochează, își va permite ca în timp real să proceseze tot materialul rezidual subconștient pe care îl înregistrează. Dar pe măsură ce este învățat că poate să răspundă într-o formă sau alta, să se separe de realitate, să-i judece pe unul, să-i critice pe alții, că ia-s bun, că ia nu-s bun, ia-s din familie de care, ăștia-s din familie nu știu pe care, că iau bani, noi n-avem bani, voi aveți venituri, voi noi n-avem venituri, tu ai, nu ai. În momentul în care începe să compare și să eticheteze, da? Ăla e momentul în care copilul începe să se identifice că el este cineva, un punct, într-un sistem. Cu alte cuvinte, se izolează în sistem.
Până una alta, era doar un punct care interacționa cu sistemul într-un mod deschis și lăsa să curgă informația de la el la ceilalți și de la ceilalți către el. Și non-stop primea și dădea feedback și răspundea. În momentul în care se izolează și își dă seama că eu sunt singur și toți ceilalți mă înconjoară și toți ceilalți nu prea vor ceea ce vreau eu, nu sunt în acord cu mine, sunt dușmanii mei și mă învață să fiu ceea ce eu nu sunt, ăla e momentul în care copilul devine singur. Cam pe la ce vârstă se întâmplă lucrul ăsta? Păi 4-5 ani este perioada în care își formează personalitatea. Cu alte cuvinte, ăla e momentul în care începe să-și formeze ideea că unii sunt în acord cu el, pe care îi va considera prietenii lui, alții sunt pe lângă, îi va considera altceva decât prietenii lui. Nu contează ce, pentru că sunt multe tipuri de talonări. Da. În momentul în care vorbim de un copil în formatul ăsta, înțelegem că el are o influență din trecut, prezent și viitor. Te pune în legătură cu oameni care vor juca un rol relevant în viața ta, doar să-ți dai voie. El, ca și copil, atenție, el moștenește cele două linii. Cu alte cuvinte, el leagă cele două linii. Este foarte probabil să meargă în parc, să intre în relație cu un copil, care copilul respectiv este extensia familiei lui, și prin simplu fapt că el cunoaște acel copil, tu îi cunoști familia și cunoscând familia, tu de fapt intri în legătură cu un nivel de subconștientul tău. Cine a facilitat acest proces? Copil. Merge copilul și interacționează cu alte medii. Da? Merge în lume, merge în alte țări, merge în facultate, școală, tot ceea ce poate tu nu ai făcut, merge la grădiniță, are interacțiuni pe grupe de vârste diferite, pe clase sociale diferite, pe clase de apartenență, pe clase de venituri, pe oricum le-am clasificat, și pe măsură ce interacționează cu fiecare clasă, el nu face altceva decât te pune pe tine în legătură cu acea clasă. Ca un intermediar. Dacă tu ești refractar la clasa respectivă, vei respinge clasa și vei forța pe el să iasă din legătura cu clasa. Dacă tu nu ești pregătit să intri în legătură cu subconștientul tău de aici, care are un reprezentant în afara ta, prin copilul tău îl vei forța să nu mai stea în legătură cu oamenii aia, că nu-ți de speța ta, dar atenție, speța ta aici în spate. Dacă înaintea ta a fost o familie, dar înaintea ta a fost un străbun, care a fost, să zicem, un bătăuș. Da. Cel mai mișto bătăuș din zonă. Să nu-i zicem altfel. Să zicem mișto. Uite, ia exemplul meu. Unul din bunicii mei a fost un bărbat care i-au plăcut foarte mult femeile. Super. În momentul în care copilul tău se duce în afară, și ce întâlnește? Un alt copil. Iar în familia lui, tatălui este o persoană la care îi plac foarte mult femeile. Și tu intri în legătură cu familia. Îți dai seama că respectivul domn încă puțin și te cotropește, ca să zic, să nu zic altfel. Și că nu numai pe tine, dar vezi că asta este tendința lui la nivel global, în parcul în care se-și desfășoară activitatea. Ce o să faci în raport cu copilul tău? Am să-i spun că nu este un exemplu bun de luat. Super. Cine a zis asta înaintea ta? Păi toți cei care l-au înconjurat pe... Bunicu. Pe bunicu. Cu alte cuvinte, izolaționismul care a fost conturat aici se perpetuează și la nivelul ăsta. Retrăim istoria. Ce chestie. Da? Asta e și la nivel de guverne, de președinți, de sisteme sociale, legat de orice. Serios? Serios. Aș suna spune. Da, uite, nu m-am gândit niciodată la varianta asta. Te gândești la chestia ce se întâmplă în familie, se întâmplă, cum spui tu, cu arborile genealogic, dar la nivel... Trădarea de țară de când e? Trădarea de președinte de când e? Trădarea de conducător de când e? De când lumea? Cel puțin la noi. Pentru că se repetă aceeași istorie până când o schimbăm. Și cum s-o schimbăm? Asta deja e o întrebare. Da? În momentul în care copilul tău interacționează cu mediul și tu te opui ca el să interacționeze cu acel mediu, de fapt îi impui copilului să nu interacționeze cu subconștientul lui, cu alte cuvinte, îi impui ca el să rămână bolnav. Și ca tu să rămâi bolnav. Pentru că, atenție, repet și o să o repet până când intră acolo unde e nevoie să intre. Scopul nostru nu este să trăim anumite experiențe. Scopul nostru este, în primul rând, să vindecăm subconștientul. Până când nu vine subconștientul întotdeauna își va cere dreptul, va fi chemat în afară, în reprezentarea dintre tine cu tine, ceilalți, plan de creație și Dumnezeu, ca să fie recunoscut. Cu alte cuvinte, vei trăi tot timpul prin prisma subconștientului care îți va conduce viața, pentru că îți conduce ce întâlnești la următoarea etapă. O mică paranteză. Ai avut în fața ta un om care să fie complet vindecat de tot subconștientul? Nu. Deci eram tare curioasă că ai avut atâția oameni pe mână și ai intrat în contact cu foarte mulți oameni. În schimb, recomand, de exemplu, pentru telespectatori să citească cartea lui Marius Ghidel,
și îți recomand ție să-l aduci în emisiune. Am și discutat lucrul ăsta, aștept să se vindece că a avut o intervenție chirurgicală, da, și probabil va veni. Ei, el poate să vorbească foarte mult despre anumite experiențe care sunt dincolo de. Da? Care, da, e un exemplu viu, uh-huh, de ceea ce poți să lucrezi. Da. Da? Și sunt multe alte persoane care pot să vorbească de experiențe din astea, dar el, de exemplu, are și cartea, nu mai știu exact cum se numește, dar acum o pot găsi peste tot. Marius Ghidel, dacă este... El poți să vorbești despre ce înseamnă, despre iubire, despre acceptare, despre toate cele, despre umilință, despre umilința, nu în sensul de... sensul nebunesc. Da. Umilință, adică să te pui într-o poziție în care să accepti că realitatea este mai mult decât poți tu să conștientizezi. E foarte interesant, fac o paranteză, acum tot ai adus vorba despre Ghidel, despre Marius Ghidel, experiența lui pe care a povestit-o la televizor în emisiunea de pe un canal național, mie mi s-a părut cu totul altfel decât multe alte experiențe în plecarea în astral. Deci a fost diferit de ce am auzit în alte părți. Recomandarea mea, dacă l-aduci, este să l-aduci singur. Nu însoțit cu... Ok, asta da? Am singur, și discutat, singur. Da. So. Pentru că mie îmi place să discut față în față cu o persoană, mai rar cu două, dacă nu se completează. Și ce are nevoie el când exprimă este spațiu. Super. Adică să aibă spațiu în care să spună. Chiar dacă faci multiple emisiuni, spațiu să exprimi. Eu îl aștept. Super. O să înțeleagă, mulți o să înțeleagă. Și citind doar cartea. Eu în ultima vreme am început să vorbesc despre oamenii care nu sunt văzuți, sunt ascunși, ca să zic așa, sau sunt puși deoparte, pentru că e important să aflăm faptul că există modele pe care le putem studia. Uh-huh. Și în momentul acela, eu n-am terminat cartea de citit, dar am citit câteva rânduri, sau să zicem câteva zeci de pagini, dar na, încă nu așa. Dar ceea ce este acolo este absolut fabulos, este expresia în formă scrisă a unor adevăruri pe care le trăim la nivel subtil. După ce am văzut emisiunea, te-am întrebat și ți-am pus o întrebare vis-a-vis de emisiunea cu el. Așa. Și ți-am spus că am văzut o emisiune în care cineva l-a văzut pe Dumnezeu și tu ai spus nu. Nu l-a văzut pe Dumnezeu. Nu. Deci continui să spui că nu l-a văzut pe Dumnezeu, deși el susține că l-a văzut pe Dumnezeu. Ei, aici o să-l întâlnesc și o să-l discut cu el. Nu e un orgoliu. Din perspectiva mea, n-ai cum să-l percepi. Pe Dumnezeu? Da. Dar se poate arăta într-o formă în care conștiința, adică așa cum ai spus tu, că este ceea ce a perceput pe pământ fiind. Așa cum l-ai gândit, cum este în mintea ta. Una este imaginea lui creată, adică cum poți tu să-ți imaginezi imaginea lui, da, și alta este să-l percepi în globalitatea lui. Adică trebuie să percepi totul. Să te percepi pe tine în același timp ce îl percepi pe el. E un subiect. Bun. E un subiect pe care exact despre asta o să discutăm imediat, ca să se înțeleagă de unde mergem. O să încep cu istoria. Dumnezeu, dacă tot ai pus întrebarea, da, să o deșifrăm. Super. Cine știe dacă o să mai avem ocazie. Chiar. Cel puțin în viitorul imediat apropiat. În momentul în care vorbim de Dumnezeu, da? Dumnezeu se spune că era acea conștiință care a devenit conștient de sine și a vrut să se vadă pe sine în oglindă. Da? Asta se spune peste tot. Și a început să creeze lume din el. Da? Se crea pe sine ca imagine în desfășurare. Și a început să creeze acele spații așa cum le-a definit el, lume. Da? După care a creionat un om, un omuleț. Îl punem aici ca fiind parte din creație. După chipul și asemănarea lui. După chipul și asemănarea lui, din ce? Din elemente care făceau parte din... Din Dumnezeu. Din Dumnezeu. Deci Dumnezeu s-a creat pe sine. Da? Doar urmăreștem ceea ce vreau să spun. Da. După care a suflat un alt tip de suflu peste și i-a creat viața, adică i-a dat un spațiu în care el să se manifeste. Ca independență de a alege, de a face, de a înfăptui, de a manifesta. În momentul acela, copilul pe care l-a creat devine liber de în acțiunea lui, adică poate să călătorească în spațiul lui de creație, al lui Dumnezeu. Adică călătorește în sine. Ca și cum mi-am creat o bucată, e ca și cum ți-ai creat un ficat care călătorește în interiorul corpului tău și ocupă diverse funcții, acum ai plămâni, ca o celulă stemă. Uh-huh. Da? Uh-huh. Ca și cum o celulă care poate să ia roluri diferite într-un spațiu pe care l-a creat. I-a creat lume, casă, în care i-a trimis un om ca să joace rolurile pe care și le dorește. Da? După care a creat altele și altele și altele. Adică Dumnezeu se suflă pe sine în interior
și creează un spațiu de separare între conștientul de aici și conștientul de aici. Cu alte cuvinte, își izolează o parte din prezența lui, astfel încât să nu mai devine conștient că el este de fapt prezența mare. Uh-huh. Suntem împreună? Da. Cine este aici cel izolat? Eu. Care este cine? Dumnezeu, participă Dumnezeu. Din deci Dumnezeu. Dumnezeu se izolează pe sine într-o bucată din sine, ca să nu mai fie conștient de sine și să se poată oglindi pe sine în sine. Scânteia divină. Numai o secundă. Da. Da? Suntem aici? Da, da. După care, această parte, atâta vreme cât era în acord, adică era cu atenția de aici, aici, din interiorul lui, în afară, se vedea pe sine în sine. Cu alte cuvinte, era atent la prezența eu sunt mai mare, a sinelui lui mai mic, care de fapt era tot Dumnezeu, dar o bucată din el. Atâta vreme cât ținea un contact direct cu sine, îl vedea pe Dumnezeu. Adică stătea în relație cu tot ceea ce este. Are sens? Da. Ok. Asta ce înseamnă? Că această conștiință, care cuprinde toate conștiințele mai mici, planul de creație și om, din afară le vede ca și cum sunt în interiorul lui, iar cel care este în interior aici este ca și cum se vede ca și cum făcând parte din ceva. Dar este ca și cum Dumnezeu se vede făcând parte din ceva sau conținând ceva. Deci Dumnezeu care este aici se conține pe sine care este aici. Da. Iar Dumnezeu care este aici face parte din Dumnezeu care este aici. Așa. E unul și același. Da. Doar că sunt izolați din punct de vedere ca să se poată oglindi în sine. Uh-huh. Funcțional, ca să zicem așa. E vorba de niște straturi cum sunt poziționate. Ăla fiind Adam. Ăla fiind Adam. Bun. Da. După care, se spune că Dumnezeu a făcut în continuare oameni, că da, a continuat procesul ăsta de a face. Da? Mai mult, acești mici creatori, care sunt Dumnezeu însăși în spațiul de creație, a creat un spațiu de creație și a pus să creeze. Merge și faceți-vă treaba acolo. Nu? Da, da. Aveau potențialitatea lui Dumnezeu. Puteau să creeze orice, să-și genereze mâncare, oricând, la la la. Da? Vorbim de spațiul îngeresc, care învăța cum să devină creatori, ca și cum de a șterge memoria și învăța să recreeze totul de la zero. Da? Ei, în momentul în care ei a apărut căderea, ca să înțelegem un lucru, asta nu îi face parte din parentingul normal, dar da, o e foarte... să fie ca istorie. Sigur. Istoria parentingului. Că îi vorbim de tatăl ceresc, care în relația cu copilul lui oricum fi. Așa. Parentingul de bază, ca să zicem așa, structural. În momentul în care apare căderea, sau căderea din rai, este momentul în care copilul își mută atenția, în loc să stea în relația cu părintele, își mută atenția pe ce? Pe creație. Dar creația e tot Dumnezeu. Numai că este acel Dumnezeu care nu unește toate punctele, ci acel Dumnezeu mărginit de substanța lui. Cu alte cuvinte, în loc să stea în relație cu Dumnezeu, intră în relație cu lumea pe care o locuiește. Da? Deci i-a făcut un spațiu casă, o lume în care trăiește și intră în relație cu pietrele, cu animalele, cu... și pe măsură ce stă în relație aici, ce se întâmplă aici? Mușcă din măr. Așa, rămâne prins în capcana asta. Cu alte cuvinte, nu mai vede pe Dumnezeu în generalitatea lui, ci vede pe Dumnezeu materializat în părțile lui fine. Cu alte cuvinte, ajungem să-L descoperim pe Dumnezeu în părțile lui fine. Adică Dumnezeu se descopere pe sine în părțile lui fine. Da. Ok? Da. Numai că timpul trece, separarea este tot mai mare. Cu cât separarea e mai mare, diferența de frecvență este tot mai mare. Aici crea o anumită frecvență, creatorul de aici este la o anumită frecvență. Cu alte cuvinte, ajunge să trăiască în sânul creației lui, care este creația Tatălui, creată pentru el, care de fapt e creația lui pentru sine. Uh-huh. Da? După care apare căderea. Și ne găsim în 2018 și suntem 7 miliarde de mare. Creatori în timp real pe pământ. Mare cădere. Mare cădere. Cădere din ce? Cădere din frecvență. Nu există nicio altă cădere. Restul sunt poveștile cu cui vor ei să fie. În momentul în care apare această distanță față de sine cu sine, realizăm că sunt 7 miliarde de oameni. Adică sunt 7 miliarde de manifestări ale Dumnezeu prin sine. Da. Cu alte cuvinte, Dumnezeu 1 cu Dumnezeu 7 miliarde se întâlnește într-un joc al sorții, ca să zic așa, pus la punct și gestionat de conștiința mare care este tot Dumnezeu. Da. Ca să se cunoască pe sine prin sine. Și conștiința mare face toate jocurile necesare ca conștiința lui mică
să-și dea seama că nivelul lui de conștiință este mai mare și să devină conștient de ceea ce este cu adevărat, adică el. Să revenim într-un pic la frecvența de unde am plecat, nu? Până la urmă. Da, să se întoarcă înapoi în să se vadă pe sine că este același lucru. Uh-huh. Se numește că fiul tatălui. Fiul tatălui devine fiul tatălui când se vede pe sine asemeni tatălui. Ceea ce a lăsat pildă Iisus. Da? În momentul în care vorbim de cădere, vorbim de faptul că acești 7 miliarde de oameni, în loc să fie în relație cu cei care îi conține, sau cu cel care îl conține, sunt în relație cu spațiul care îi conține. Care e spațiul care îi conține? Păi este format din planetă, sistem solar, sistem galactic, univers. Sistem universic. Ei, sistemul ăsta universic este ceea ce ne conține, dar nu suntem doar noi, sunt și multe, multe alte ființe pe care îi numim extraterestri, care fac parte din tot sistemul universic. Nu e ca și cum suntem singura planetă. Da. Bun. Mai greu de digerat subiectul. Bineînțeles, pentru că trecem din mărginit în extins, pas cu pas. Da. În momentul în care realizăm că, dar vorbim doar de planeta noastră, 7 miliarde întrupați, nu vorbim de cei destrupați care sunt alții. Da. Da? Este ca și cum Dumnezeu se întâlnește pe sine în diverse ipostaze și se poziționează în diverse jocuri în care fiecare prezență Dumnezeu de aici este o prezență eu sunt individuală. Da. Da? După care se mai trezesc unii și încep să realizeze că de fapt provin de undeva și își aduc aminte de calea cum au parcurs, vieți de-a rândul, s-au întrupat, s-au destrupat, încercând non-stop să ce? Să iasă din acest atașament față de lumea în care trăiesc aici și să se întoarcă în nemărginimea de aici, pe care o trăiesc la nivel de vis sau o trăiesc în stări de conștiință extinsă, prin tot felul de sisteme, sau pe care o trăiesc în tot felul de meditații profunde și vorbim de tot felul de persoane care trăiesc în lumea largă și care practică tot felul de meditații prin care se separă de corpul fizic și corpul emoțional și intră în contact cu lumi extinse, da? Sau nivel de conștiință extins, adică devin conștienți de mărimea lor. Mărimea cui? A sinelui. A sinelui său. Adică, cu alte cuvinte, sinele e capabil să se extindă până la mărime maximă. Până la identificarea cu el cel adevărat. Da. De unde a plecat. Și atunci, când oamenii ăștia se ceartă, când omul ăsta greșește, cine greșește? Sinele. Adică este experiența sinelui în... Cine greșește? Omul. Nu știu. Stai că nu m-am mai băgat în ceață. Dacă fiecare de aici este Dumnezeu manifestat în sine... Da. Asta e o întrebare pe care s-o adresez și dacă inviți domnul de la... din ritul preoțesc. Să întreb ce perspectivă au asupra acestei explicat. Sunt curios. Dacă o să văd într-o emisiune. În momentul, dacă nu, o să o fac eu și o să invit eu și bun. O să stăm de bun. Zi întrebarea. Dacă 7 miliarde de prezențe Dumnezeu eu sunt, individuală, se întâlnesc, da? Urmăm calea informațională pe care am primit-o prin tot ce înseamnă spiritualitate. Da. Da? Dacă 7 miliarde de individualități eu sunt Dumnezeu, Dumnezeu redus la prezență, se întâlnesc unul cu sine și creează tot felul de situații unul altuia. Unul ia, unul fură, unul... Conflictuale. Conflictuale. Sau așa, se bat, se omoară între ei, da? Oamenii se omoară între ei, adică prezențele astea se omoară între ei. Da. Cine e responsabil de toată această manifestare? Cine e vinovat că tu câștigi sau nu câștigi niște bani? Păi dacă eu sunt scânteia divină, nu pot să dau vina pe Dumnezeu că Dumnezeu a făcut chestia asta. Că Dumnezeu experimentează prin noi. Dar dacă tu ești Dumnezeu, redus doar la nivel de expresie, de conștiență, și ai uitat de acest lucru și crezi totuși ca un Dumnezeu, numai că nu crezi ceea ce tu ai nevoie ca să te întorci în adevărata ta supremație, cine greșește? Și dau vina pe Dumnezeu că Dumnezeu greșește? Super. Deci, în ultima fază, cea mai mare vină și responsabilitate o aruncăm asupra lui Dumnezeu. El este responsabil de toate cele. Ca și cum, Dumnezeu mi-a dat, Dumnezeu mi-a luat. Dumnezeu este doar spațiu care conține creație și pe el însuși în forțe mici, care experimentează viața în interiorul spațiului de creație, da? Spațiul ăsta de creație. Dacă el este cel care conține, ca un coach, da? Care creează un spațiu în care se întâmplă procesul. Procesele sunt la nivelul ăsta, la nivel macro sau la nivel micro, nu contează. Sau foarte mici, mult mai micro, mult mai mici decât micro. Da? Dacă aceste interacțiuni care apar aici sunt unele care fac această ființă să nu poate să stea în planul de materie, se destrupează.
după care coboară și într-un alt corp și după aia se iar se sucrează. Dacă ne uităm la nivelul micro, este ca și cum există o dispută aici. Da? Ca și cum există o bătălie între părți care se numesc Dumnezeu, între ele însele. E așa sau nu e da. Așa? Din punct de vedere macro, n-are nicio treabă. Pentru că Dumnezeu conține spațiul de creație. Dacă tu, ca și creator, poți să creezi un spațiu de creație și să-l menții viu, astfel încât toate ființele interior să lucreze între ele. Dar oricând poți să decreionezi spațiul ăla de creație, dacă tu ai puterea asta. Totuși îl lași să continue. Ești un Dumnezeu rău sau ești un Dumnezeu bun? Dacă, de exemplu, nu-ți place jocul pe care îl joacă părțile tale care sunt implicate în jocul vieții. Nu-ți plac. Deci, nu. Mie, eu ca Dumnezeu m-am plictisit de sceneta asta în care toți se ceartă, se bat, se... Așa. Și ai posibilitatea să o ștergi. Pur și simplu, ai șters-o. Că tu ai creat actul, tu îl ștergi. Că ești regizor, ești scenarist, ești ce vrei tu de acolo. Da. Dacă tu ai posibilitatea ca părinte al creației, susținător al creației, că dacă tu nu-l vezi ca fiind viu și nu-l menții viu, copiii ăștia care se joacă în interior, care sunt imaginea ta, dar fără capacități de conștiență ca și capacitatea de conștiență, vor distruge creația, nu? Și atunci, non-stop, tu trebuie să, 24 din 24, tu ești preocupat să o menții vie, că dacă se distruge peste noapte, vine unul cu bombița lui nucleară, a distrus-o într-o noapte. Avem 7 miliarde posibil teroriști. Dumnezei teroriști, ca să zic așa. Da. Și atunci, apropo de cărți care apar cu Școala Zeilor și altele, în momentul în care tu, ca și mic Dumnezeu, eu vorbesc de ce zice Biblia, că Dumnezeu s-a întrupat pe sine, s-a creat om și ăla. Păi înseamnă că e Dumnezeu cel care stă în fața ta. Cum tu ești Dumnezeu care stă în fața mea. Adică Dumnezeu se întâlnește pe sine. Tu Dumnezeu cu ochelari, Dumnezeu fără ochelari. E așa sau nu e așa? Nu spun eu, spune Biblia. Eu doar îi dau o formă scris, ca să vedem faptic, cum se întâmplă. Dacă Dumnezeu se întâlnește pe sine și creează tot felul de situații, unul în raport cu celălalt, este ca să testeze sau să verifice ce se întâmplă cu actul lui de creație. Dumnezeu l-ar putea șterge într-o noapte, zice, gata, actul ăsta nu-mi place, îi fac pe toți să fie buni iubitori. Are posibilitatea asta? Da. Dacă tu ești cel care ține cheile, tu poți face să fie furtună, tu poți să faci pământ sau să-l decrezi, așa spune în Geneză, nu? Poți să-l ștergi și să o iei de la capăt? Există vreo putere în interiorul spațiului tău de creație care se poate opune ție dacă el e creația ta? Îngerii care au fost creați din Dumnezeu, poate el să se opună ție? Există vreo putere întunecată care ți se poate ține dacă tu ai creat-o, tu îi dai viață sau tu o poți să-i o iei? Care îi suflu din suflul tău? Și atunci nu există o bătălie între rău și bine. Că binele tot timpul a câștigat deja de ani lumină, de când a fost creat. Că Dumnezeu o face, o șterge. O face, o șterge. Asta e puterea lui, nu e puterea ta. Sau este a ta, nu, în momentul în care devii ca el. De atunci te pierzi în universalitate, ca să zic așa. Adică, până la urmă, toate sunt la mâna lui Dumnezeu și lasă-le pe toate în voia lui, că el știe ce face. Nu? Despre asta vorbim acum. Dar care-i voia lui? Păi care-i voia lui? E voia lui. Ceea ce se întâmplă. Super. Singura voie pe care el o are, e pe care o spune și legea, că de-aia a fost lăsată. Iubire. Iubirea este cea care creează coeziune între. Dacă te uiți la o plantă, da, ai o plantă. Vorbim de alt reg. Regnul vegetal. Și tu ești într-o relație de iubire cu planta aia, se dezvoltă planta sau nu? Da. Dacă tu ești într-o relație de ură cu planta, ce se întâmplă cu planta? Să usucă. Super. Luăm un animal. Regn așa. Da. Ești într-o relație de iubire cu animalul. Ce se întâmplă crește cu animalul? Frumos. Crește e frumos. Iubitor. Se dezvoltă emoțional, crește, se dezvoltă carnea tot. E un copil. Relație de iubire cu copilul tău, ce se întâmplă cu copilul? Crește frumos. Crește frumos, se dezvoltă, are inițiativă, explorează, crește. Ai o relație de ură, de bătaie, de violență. Nu mai e bine. Nu mai e bine. Pentru că copilul se inhibă pe sine, cu alte cuvinte, și inhibă puterea creatoare din interior. Care o are cine? Toți om. Unii exprimă, unii nu exprimă. Și atunci, dacă iubirea te desface sau îți permite să te deschizi, să ajungi la nivelul lui, și iubirea este cea care leagă toate straturile, păi voia lui este asta. Iubirea. Și atunci, care este voia lui? Iubirea. Dar de ce îngăduie Dumnezeu totuși să întâmple atâtea răutăți pe pământ? Ce este o răutate? De unde știi tu că este o răutate? Păi, poate să fie ceva... Dă un exemplu. Scuză-mă că te întreb. Nu poate să fie bun un război. Ce te face? Să mor oameni în Siria. Mor oameni foarte mulți, copii nevinovați. E bun asta? Cine a zis că e un copil nevinovat? Din perspectiva cui?
Din perspectiva mea, din România, care privesc acolo. Super, asta e perspectiva ta. Dar care este perspectiva sufletului lui? Păi nu știu. Păi nu știu. Și pentru că nu știm, creăm în continuare și poziționăm deasupra evenimentelor credințele noastre din neștiința noastră, din adevărul nostru. Am înțeles. Judecăm tot ceea ce nu înțelegem. Prin prisma noastră. Prin prisma noastră. Dar adevărul meu este un adevăr prin prisma a cât m-am extins. Dacă eu sunt o fărâmiță mică, un praf, și nivelul meu de conștiință e cât un praf, praful nu poate să gândească norul, dar norul poate să gândească praful. Firul de praf se vede pe sine și conștientizează totul prin raportul dintre sine și alte fire de praf. Dar norul în sine se conștientizează pe sine în raport cu alți nori, dar și în raport cu fiecare fir de praf din interiorul lui. Vezi diferența? Da. Un nor care conține un praf vede toți norii cum lucrează, un nor care conține praf vede fiecare particulă de praf care se mișcă și ce rol are fiecare în interacțiunea lui. Și în momentul acela nu îl judecă pentru că înțelege mișcarea. Da. De-aia voia lui este iubirea, adică spațiu de conținere. El nu intervine niciun fel, este cel mai mișto coach în lume. Nu e voia lui nici că se întâmplă, nici că nu se întâmplă. Este voia fiecărui mici părți din Dumnezeu care a rămas cu o conștiență cât este ea și care se dezvoltă de-a lungul vieții, care are un nivel de conștiință pe straturi, funcție de cât te deschizi de mult, pleci de la nivelul tău, tu ești unul mic aici, după aceea conștiință, 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 crești. Până când ajungi la conștiința mare. Nivelul de conștiință crește pe măsură ce te conectezi la nivelul de conștiință extinsă. Uh-huh. Da, asta explică multe. Păi nu, asta închide paradigma, pentru că suntem bombardați de informații, dar nu știm cum să le punem într-un tot. Uh-huh. Și atunci, în momentul în care vine cineva și spune că Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, Dumnezeu nu dă decât iubire și spațiul în care să ne mișcăm. Și o direcție. Direcție de coeziune. Pentru că toate celelalte pe care le-am testat, noi în raport cu noi, sau el în raport cu sine, toate celelalte frecvențe din spectru pe care le testează, din furie, din supărare, din nervi, au fost teste care n-au dus nicăieri. Iar acum ne recuperează. Cum? Ușor, ușor. Forțează ca să scoate din subconștient toate acele elemente care nu mai sunt de ajutor pentru creșterea noastră. Am căzut și acum ne ridicăm. Cum? Devenim coezivi la nivel de iubire, într-un mod forțat. Vrem, nu vrem, tot o facem. Știi școala aia de corecție? Da. Ăsta e pământul. Uh-huh. Ne corectează în ce sens? Nu ca și cum avem nevoie de o corecție, ci din a deveni conștienți de faptul că nu dinamica la nivel planetar este relevantă. Planeta este un fir de praf în univers. Un univers. Dar universul este un fir de praf în creația lui. Înțelegi micimea noastră? Da. Dar omul se vede, planeta Pământ este centrul universului. Mă iertați, asta este o nebunie a noastră. Da, dar avem o planetă frumoasă. Este frumoasă ca toate celelalte. Nu știu, că n-am fost pe altă. Super. Când o să aflăm și o să mergem pe altă, ne dăm seama că nu este centrul galactic și centrul universic și centrul creației. Nu este buricul târgului. Da, dar nu degeaba am venit aici. Eu sunt de acord. Nu degeaba aș trăiește propria experiență prin sine. Și atunci, rolul nostru este unul singur. Lăsând la o parte toate dinamicile noastre sociale, interumane, este să înțelegem că, de fapt, jocul ăsta social care a fost creat aici și care este menținut într-un mod artificial, și asta trebuie să înțelegem și la nivel copiilor, copiii sunt bombardați de informații care ține altundeva decât în spațiu care au nevoie să trăiască. Oamenii, în general, sunt așa. Iar rolul nostru în relația cu copiii noștri este să înțelegem că, de fapt, singurul lucru care contează este asta. Dar nu la nivelul familiei tale, la nivelul întregii familii planetare. Și după ce familia planetară se extinde, e un model, putem să ducem modelul în altă parte. Până una alta, suntem ajutați pe modelul altora în relația cu noi. Și multe prezențe din alte planuri vin să ne ajute. E recunoscut, e testat, e validat. Da. Din cei care vin să ne ajute sau din cei care sunt în afară, noi spunem extraterestri, nu sunt toți pozitivi. Eu sunt de acord. Dar n-a zis că toți vin să ne ajute pe direcția noastră de creștere, adică spre iubire. Sunt și care ne vor varianta aia. Fiecare după modelul lui. Modelul lui planetar. Te uiți la modelul nostru planetar, care e modelul nostru planetar? Capitalism, democrație, cum o fie, e modelul ăsta, spre asta se tinde. Libertinajul care este, ăsta e un model, poate să fie, dar nu e modelul ăsta. Corect. Da? Și atunci vorbim. Ce se întâmplă cu atâți copii? Ce se întâmplă cu atâți copii de X ani care se pierd, de fapt, în mirajul acestui loc,
joc, motiv pentru care acesta a coborât. Tendința e să coborăm și mai jos, pentru că asta este efortul pe care îl facem, să menținem atenția pe ceea ce nu este relevant. Relevant este să ții privirea în raport cu tatăl, adică cu tine, ca să te vezi pe tine într-o oglindă, să nu mai cazi în derizoriu gândurilor sau spațiului de creație pe care îl pot creezi la nivelul tău de conștiință. Da. Și au apărut tehnicile în care, da, mindfulness, care este pentru copii, în care ce faci? Ai o stare de agitație. Îți iese agitația pe care ai tot creat-o pe măsură ce ai coborât. Da? Cu cât ești mai acid, cu atât cobori mai mult în spectrul vibrațional, cu atât te duci mai departe de iubire. Nu? Un om acid nu este un om iubitor. Sau este așa? Nu. Un om care mănâncă toată ziua carne, fumează toată ziua, bea alcool toată ziua, mănâncă tone de zahăr, este un om care stă în... care nu radiază iubire? Nu, are toxine foarte multe. Toxine pe toate nivelurile. În momentul în care tu vrei să revii într-un spațiu de iubire, într-un spațiu colectiv de iubire, păi în primul rând ai nevoie să eliberezi tot ceea ce societatea de fapt acum ne împinge să facem. Să eliberezi zahărul din astea, să eliberezi tot ce înseamnă elemente chimice care nu te ajută. Euri, florul din pasta de dinți, care de fapt îți întunecă capacitatea de conectare la spațiile înalte, se eliberează toate acele elemente care de fapt te duc în jos. Uh-huh. Și atunci avem elemente care încearcă să ne ducă în jos și avem elemente care încearcă să ne ducă în sus. Către ce? Când zic în jos, adică mai departe de iubire, că nu există sus și jos în spații. Da? Dacă ieși în afara corpului și te duci în alte planuri, sus, jos, stânga, dreapta, e același lucru. Depinde doar modul de orientare al modului în care te uiți tu. Sus poate să fie exact în jos. Da. N-are nicio treabă una cu alta. În momentul în care vorbești de spații de iubire, vorbești de un spațiu în care accepti prezența întregii creații. Păi dacă eu nu-l accept nici pe Cutărescu, cum o să accept o planetă? Și dacă nu accept o planetă, cum o să-i accept pe cei care vin să vandalizeze planeta? Da. Și atunci, ca să poți să pleci de la nivel de conștiință de creștere personală, ca și copil, zicem că îi pregătim pe copiii noștri. Să ajungă la iubire, păi în primul rând, iubirea înseamnă să ne întoarcem în relația cu părinții, cu bunicii, să începem să-i acceptăm. Asta nu înseamnă să te pui în slujba lor non-stop dimineața până seara pe modelul lor de valori. Asta înseamnă doar să-i accepți că ei sunt diferiți. Altfel nu te poți demagnetiza. Ei sunt diferiți, poate sunt diferiți de tine ca nivel de conceptualizare, pentru că tu ai conștiență diferită decât a lor. Motiv pentru care ai un nivel de conștiință pe care îl atingi la nivelul perceptual diferit decât al lor. Asta înseamnă că nici, nu ești nici sus, nici jos, nici jos, pentru că Dumnezeu nu poate să fie deasupra lui sine lui însuși. Dumnezeu de aici nu e mai mare decât Dumnezeu de aici, că provine din același corp. Asta e păcăleala. De-aia nu există superioritate. Iar oamenii care sunt superiori, de fapt, parte din Dumnezeu care s-a uitat pe sine, nu se mai uită în oglindă, e deasupra unei alte părți de Dumnezeu care la fel s-a uitat pe sine. Unul este, n-are niciun venit, e sărac, și altul e bogat. E vreo diferență între ele? Nu. Fundamental niciunul. Din punct de vedere al poziționării este total diferit. Pentru că unul se vede mic, unul se vede deasupra. Înțelegi? Este ca și cum părți au nevoie să devină coezive și au nevoie să intre într-o stare de acceptare. Dacă el nu-și aduce aminte că nu există superioritate sau el nu-și aduce aminte că nu există superioritate, rolul meu care sunt conștient este să-l fac să înțeleagă că el e aici, iar eu sunt aici. Suntem amândoi în același loc. Pentru că suntem la o singură parte, o singură prezență. Asta nu se va întâmpla niciodată așa. Făcând așa. Uite așa. Ca toate trainingurile în care duci și zici activate, activate, activate și ești la fel de mișto ca înainte. Nu se întâmplă. Ai nevoie de să lucrezi cu tine. Ai nevoie să te desprinzi din viziunea mică, să te duci în viziunea mare. Restul sunt doar povești comerciale. Asta implică studiu, acceptare, iertare, iubire. Până să ajungi la iubire, e treaba. Treaba. Și asta înceapă, e valabil cu fiecare. Mă refer la oamenii care formează opinii. Dacă eu care fac procese, mai am momente în care ies din, adică care lucrez cu oameni, am momente în care ies din matcă și mai judec, ok, conștientizez, mă întorc și lucrez cu mine. Tu faci același lucru. Și pe măsură ce facem tot mai mulți, ce se întâmplă? Ne ridicăm vibrațiile. Cei care sunt aici cresc în vibrație, radianța e tot mai mare și umplem spațiu cu o radianță mai mare. Și atunci intruziune care vin de afară nu mai are un efect, pentru că n-au ce să mai trezească în tine, că tu nu mai ești acolo. Tu ești deja într-un spațiu de iubire și creezi un spațiu de iubire la nivel planetar. Cu alte cuvinte, planeta se găsește pe sine într-o altă dimensiune, cred ca și cum treci dintr-o poartă într-altă. Și planeta trece. Doar când o să treacă.
Ei, din câte am înțeles și cum spuneai și tu la un moment dat, noi, planeta noastră se ridică vibrațional. Nu pentru că o ridicăm noi. Nu, evident. Noi încercăm să ajutăm. Câte puțin. Și interesul este să... O, Doamne, ia că tăi fără 5... Cât mai avem? 5 minute. Hai, Doamne, ce zboară timp. Și atunci, o să vorbesc pe scurt, repede, de un subiect pe care o să-l abordăm data viitoare, dacă mi-aduce aminte, cu rugămintea să mi-aduce aminte. Unul dintre lucrurile care ne țin jos, cel mai greu lucru pe care l-am lucrat până acum, din perspectiva mea, tot ce vorbesc de perspectiva mea, restul, dacă e de ceva, dacă e cineva supărat pe perspectiva mea, e supărat pe mine, nu neapărat pe tine sau pe altcineva că m-a invitat. Eu sunt responsabil de toate aceste expoziții. În momentul în care vorbim de faptul că stăm jos, da? În loc să fiu în vibrația lui Dumnezeu, mă aflu într-o altă vibrație, oare vibrația aici nu este vibrația lui Dumnezeu? Ba da. Ba da. E Dumnezeu și durere? E. E Dumnezeu și plăcere? E. E Dumnezeu și bucurie? E. E și iubire? E. Atunci Dumnezeu e tot spectrul. Da. Dacă totul se întâmplă în casa Lui, în sânul Lui, înseamnă că Dumnezeu e tot spectrul. Da. Restul sunt doar bază și modul de manipulare a maselor. Da? În momentul în care eu stau într-un spectru vibrațional și nu mă duc într-un alt spectru vibrațional de iubire pe care mi-l doresc, este pentru că sunt atașat de acest lucru. Cea mai mare piedică sau cea mai mare ancoră pentru un om este ceea ce se numește atașament. Vinovăție. Nu atașamentul? Atașamentul e un atașament, e pur și simplu o ancoră. Da, 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 te ține. Da, numai că imediat. Notez cu cuvinte. Vinovăție. Da. Avem vinovăția. Ăsta fie un nivel de iubire, da? O să-l pun cu sus jos. Sunt vinovat. De exemplu, vinovat. Că sunt prea bun. Sunt vinovat că sunt prea prost, prea slab. Prea slab sau cum vrei să zici. Din punctul ăsta de vedere. Merg la școală. Da? Și dau un exemplu din viața noastră reală, după care poate fi extins la toate palierele vieții. În momentul în care merg la școală, nu mi-am învățat lecția. Da? Nu știu, mă duc și stau în relația cu ceilalți și nu știu nimic din ceea ce se întâmplă acolo. Mă simt vinovat că nu știu, nu ridic mâna, mă simt mic, tot mai mic, tot mai mic, tot mai mic. Mă duc acasă, simt vinovat în raport cu părinții că n-am ridicat la nivelul. Ei au niște așteptări, societatea are niște așteptări, guvernul are niște așteptări, religia are niște așteptări, toți au niște așteptări, motiv pentru care eu mă voi simți vinovat că nu m-am ridicat la nivelul așteptărilor cui? Exteriorului. Eu, ceea ce îmi doream, în loc să fiu la școală, este să joc basket. Asta e ce îmi doream eu la nivel de suflet. În schimb, sunt obligat să stau în școală, în relația cu mediul de acolo, care nu-l simt că este ceva care îmi doresc. Simt că nu sunt la nivelul ăla, pentru că nu m-am pregătit toată viața, nu provin dintr-o familie care să aibă bani cum au ceilalți, și dau tot felul de spectre care se întâmplă. Motiv pentru care mă simt vinovat, mă simt mic, mă simt inferior, mă simt în toate felurile. Da? Motiv pentru care mă retrag din relația cu ceilalți și retragându-mă din relația cu ceilalți, mă izolez. Și atunci nu mai desfășor o relație de iubire cu nimeni, pentru că dacă mă izolez de cineva, înseamnă că nu-l iubesc. Nu-l accept. Dar de fapt pe cine nu-l accept? Pe mine în relația cu el. Și vinovăția că nu sunt, mă face să mă separ de tot ceea ce este. Pe partea cealaltă. Vine un copil, capacități foarte mari. Două minute. Capacități foarte mari, posibilități foarte mari de manifestare. Inteligență fantastică. Tot ceea ce zice este deasupra tuturor. În momentul acela, el se duce la o întâlnire cu prietenii lui din clasă. Tot ceea ce vorbește el este dincolo de nivelul celor din clasă. Nu poate să vorbească pentru că ceilalți l-ar înțelege, dar de fapt nu îi acordă mare importanță pentru că ceilalți se simt mici în raport cu el. Pe măsură ce stă în poziția aceea mai înaltă, se simte vinovat că este prea bun în raport cu ceilalți, motiv pentru care are nevoie să se izoleze și ar să se pară de iubire. Nici așa nu-i bun, nici așa nu-i bun. Și uite așa, la nivel social, ne împărțim în prea buni și prea puțin buni. Și o să mai vorbim despre asta.
Da, e esențialul a ceea ce ai pus tu pe final, este că nu poți iubi fiind izolat, nu poți iubi fiind singur. Așadar, dați-vă voie să fiți, în primul rând să fiți și în al doilea rând să fiți cu ceilalți pentru a putea experimenta iubirea. Iarăși, un lucru încă o dată certificat din emisiunile care le fac Viață în Armonie este cel care Alexandru l-a specificat foarte clar astăzi, că Dumnezeu experimentează prin noi. Prin sine însuși. Prin sine însuși. Noi fiind o scânteie divină, suntem o părticică din Dumnezeu, nu? Și Dumnezeu experimentează viața prin noi, fiind de fapt El, acea părticică. Și o întrebare minunată, și atunci ce e păcatul? Da, uite, la întrebarea asta ai să răspuns la emisiunea următoare, că tot ai pus-o, ce e păcatul. Păcatul este tot ceea ce este făcut fără iubire în fața lui Dumnezeu. Super, adică separarea El de sine însuși. Exact. Așadar, pentru că nu mai este timp decât să ne luăm rămas bun, vă pot spune încă o dată să fim iubire, să fim cu toții iubire, acceptare, iertare și iubire. Așadar, mulțumesc încă o dată, Alexandru, pentru că ai revenit la Piatra Neamț. Cu mare drag. Să ne revedem sănătoși, vă urăm un weekend minunat și nu uitați, tot ceea ce vedeți, dați mai departe, pentru că informația trebuie să circule și de ce să nu afli și alții ce ați aflat dumneavoastră, nu? Până la urmă suntem iubiri. La revedere! La revedere!